La invitația președintelui Consiliului Județean, ministrul familiei, Gabriela Firea, a efectuat o vizită în județul Hunedoara pentru a vedea cu ce probleme se confruntă hunedorenii, dar și pentru a promova câteva proiecte pentru familie și de protecția copiilor. Ministrul familiei anunță că se vor face investiții de 50 de milioane de euro pentru înființarea a 150 de centre de zi asumate în PNRR, destinate copiilor din familii sărace. Ministrul Gabriela Firea îi invită pe toți primarii hunedoreni să depună proiecte pentru a putea ajuta cât mai mulți copii. Fac un apel cu această ocazie la toți primarii din țară, bineînțeles și din acest județ, să aplice individual, deci cu ATO-urile pe care le reprezintă, sau împreună cu asociații și organizații de profil care sunt acreditate, tocmai cu vederea construirii acum a tuturor centre de zi, în special în zonele de păcate, există foarte multe familii care se descurcă foarte greu în viața de zi cu zi și există, și aici vreau să fac o subliniere, risc de separare copiilor de familii, deoarece sunt foarte multe, din ce mai multe familii care din cauza sărăciei ajung la situația în care trebuie să dea copiii la stat, deci îngrijirea statului, deoarece nu mai au posibilități financiare pentru a îi susține. Ce se va întâmpla în aceste centre de zi? În primul rând, copiii vor primi educație, îngrijire sanitară, de asemenea vor fi învățați, vor fi instruiți, vor fi ajutați inclusiv să-și susțin anumite pasiuni, anumite hobby-uri, dar cel mai important este, în primul rând, să aibă grijă, protecție și să fie susținuți și din punct de vedere emoțional. Astfel încât, seara când se duc acasă, la părinți, la bunici, ei să aibă deja lecțiile făcute, să nu fi trecut o zi fără ca ei să învețe ceva și, de asemenea, dacă au o problemă de sănătate, să fie tratați, dacă au nevoie și cu siguranță, au nevoie de haine, să le primească pe cele potrivite și, de asemenea, să fie susținuți din toate punctele de vedere, inclusiv la vârsta potrivită, încurajare și consiliere vocațională pentru meseria pe care urmează să o aibă în viitor. Sesiunea de depunere a dosarelor a fost deschisă în data de 7 noiembrie și se încheie în 9 ianuarie 2023 inclusiv. Prin aceste centre sunt sprijinite familiile cu îngrijirea și creșterea copiilor în timpul zilei. Concret, în timpul zilei, copiii au parte de mese calde, îngrijire din partea specialiștilor, educație adaptată vârstei lor, își vor face temele și vor primi consiliere psihologică. Seara se pot întoarce alături de părinții, bunicii și fraților. Cel puțin 10% dintre aceste centre vor fi înființate în zonele vulnerabile și unde comunitatea romilor este mai numeroasă.